plimbare prin parc într-o după-amiază toridă de vară le putea fi fatală celor trei fete. Nimeni nu-și închipuia că s-ar putea produce un asemenea incident care să le trimită direct în spital. Au avut ghinionul să treacă pe sub acel copac, iar o creangă să se rupă căzând direct peste ele. Au fost rănite și transportate de urgență la spital. Două dintre ele cu răni mai ușoare au ajuns la unitatea medicală din Pucioasa, de unde, după ce au primit îngrijiri, au fost lăsate să plece acasă. Erau foarte speriate. O altă copilă a fost adusă la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru mai multe investigații. Ea a suferit o fractură la un picior. Părinții fetelor au trecut prin clipe de coșmar. Sunt furioși că o plimbare prin parc s-a sfârșit pentru copiilor la spital, din cauza unui arbore. Datorită domnului primar al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița, care are foarte multă grijă de orașul nostru, a căzut o cracă din copacul orașului și a căzut peste copilul meu. În ce stare este? I-a curs sânge din gură, are piciorul îndoit de la gleză în jos, într-o stare, cred că, destul de gravă. Așa, pur și simplu, a căzut craca din copac. Localnicii sunt și ei revoltați, spun că se tem să-și mai aducă micuții la joacă în acest parc al groazei, unde își puteau găsi sfârșitul cele trei fete. Oamenii dau vina pe autoritățile locale pentru ceea ce s-a întâmplat. Puteau să fie moarte acolo. Vedeți, sta mai copacul, deci au avut zile. Cu teamă, da. Da, am și eu copil și chiar o să ieșim cu teamă. Nu se poate așa ceva, deci cineva să ia măsuri pentru treaba asta. Reprezentantul primăriei se apără. El spune că arborii sunt curățați periodic. În acest caz, copacul nu era uscat și nu-și explică cum s-a putut produce un astfel de incident. Cazul a ajuns însă și în atenția poliției. După cum puteți vedea, pomul este verde, s-a rupt de sus, nu a fost vânt. S-a întâmplat. S-a ținut, înțeles, la cei care au fost de față, că nu a picat de tot inițial toată bucata, s-a sprijinit în coajă, altfel putea să fie mai grav. Asta i s-a întâmplat, nimeni n-a vrut să întâmple. Constatați și noastră că este totuși verde, toaletare se face periodic. Nu este prima oară când autoritățile din Pucioasa ajung în atenție opiniei publice cu acest parc. Iarna trecută, parcul a fost transformat în munți de zăpadă murdară după ce s-a luat hotărârea ca utilajele de dezăpezire să depoziteze tot omătul adunat de pe străzi chiar în parc. Atunci, primarul a promis că tot ce s-a stricat din cauza utilajelor mari va fi refăcut.